Numele meu este Vada Roxana și mă bucur să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta această carte pe care, evident, am citit-o altfel, nu cred că aș fi putut veni în fața voastră să vă vorbesc despre, despre ea și despre ceea ce urmează să faceți alături de Diana. În primul rând, pentru cei care nu o cunosc pe Diana, este necesar să știți că tot ceea ce a acumulat în anii de formare academică și profesională, cumva a așezat acolo în acea carte și împărtășește astăzi cu noi. Am citit această carte și îndrăznesc să spun că este ca un ghid spiritual al nutriției, îmi asum această sintagmă, pentru că ne întoarce cumva către organismul nostru. Cumva tipic față de ceea ce vedem în diete, unde ne focusăm mai mult pe rezultate, fără a ne gândi ce se întâmplă în noi, mai întâi de toate. Și atunci cred că ne-ai cunoscut tuturor, mănâncă tot din farfurie, din copilărie cel puțin. E, aici cumva, de ce spun că e un ghid spiritual, ne întoarce către modelarea nu doar a corpului, ci și a rețelelor neuronale. Adică rescriem cumva aceste trasee obișnuite încă din copilărie, și nu mai mâncăm tot din farfurie, ci înainte de a face asta, ne gândim oare corpul meu ce spune despre asta. Pentru că este foarte bine diferențiat foamea de apetit. Există niște grade de intensitate ale senzației de foame. Și cumva toate aceste lucruri ne ajută să fim mult mai conștienți de corpul nostru. Pentru mine acesta este un mare, mare plus în ceea ce privește această carte. În ceea ce privește acest organism care ne poartă nu doar stomacul, că toți suntem aici la un workshop care vizează comportamentul nostru alimentar, mai mult de atât, ok, și inima, dar și visele, ba chiar mai mult și visurile noastre pe care ni le construim de-a lungul vieții. Și atunci, pentru a încheia și pentru a o invita pe Diana alături de mine, aș vrea să vă spun că ceea ce urmează să parcurgeți alături de ea este un prim pas și cum o vorbă spune că o călătorie începe cu un prim pas, dar deja ai făcut-o pe toată dacă te-ai angajat în acest proces. Vă urez succes în această călătorie benefică pentru fiecare dintre noi, pentru a înțelege mai bine cum funcționează ceea ce se află în interiorul nostru. Vă mulțumesc! Diana? Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit și că mi-a oferit această după-amiază din viața dumneavoastră pentru că vă doriți să aveți grijă de corpul și de mintea voastră. Și dacă ne gândim acum puțin așa la nutriție, de ce aș vrea eu să vă povestesc și de ce v-am invitat să mâncați prăjituri? Este pentru că când eram eu mică, mama mea făcea prăjituri. Cele mai bune prăjituri din lume. Și se trezea dimineața și făcea prăjiturile înainte să ne trezim noi și când ne trezeam, în casă mirosea pandișpan, a vanilie, ciocolată, scorțișoare, era așa mirosul copilăriei. Și pentru că sunt mamă și am și eu doi băieți și îmi doresc din suflet ca băieții mei să trăiască aceeași senzație de bine și să simtă mirosul copilăriei la fel. Din păcate, se pare că mâncatul ăsta de plăcere e pe cale să dispară. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, cam 1 miliard de persoane țin dietă quasi-continuu. Și se reapucă de dietă, odată la 3 luni. Și țin, după care dau de o prăjitură, la un eveniment, în vizită, când i-au apucat plictiseala, oboseala, stresul, nervii. După care iar se apucă de dietă. Și oamenii de știință de la Organizația Mondială a Sănătății au demonstrat, prin estimări științifice evident, că în 2030 miliardul ăsta s-ar putea să devină 2 miliarde de persoane supraponderale, obeze și care țin dietă quasi continuu non-stop și care nu vor simți niciodată. Sau când îl vor simți, vor simți la pachet cu senzația de regret această stare de bine, acest miros al copilăriei.
pentru că nu sunt numai gurmandă. Sunt nutriționist, sunt master în științele nutriției, sunt doctor în nutriție oncologică, sau fac doctoratul în momentul de față. Vreau să vă spun că eu lucrez în fiecare zi cu oameni care fie își doresc, fie au nevoie să slăbească. Și faptul că v-am invitat să mâncați prăjituri nu a fost din întâmplare. În primul rând, cine a mâncat prăjituri? Da. Cine a mâncat o porție dublă, ridică Domnul. Bun. Sunt câțiva care au mâncat porție dublă. Au fost făcute de mama mea. Asta așa ca să simțiți gustul copilăriei mele. Cât de frumos a fost să cresc alături de astfel de mamă. Și pentru că vă spuneam că ajut oamenii să slăbească, în fiecare zi, aș vrea să îl prezint pe domnul Escu. Are aproximativ 37 de ani, o soție frumoasă, un pic cicălitoare, un serviciu de invidiat, dar un pic stresant, și un pui de burtă. Și s-a hotărât să slăbească. Și ar putea să facă în felul următor. Ar putea să meargă în direcția în care merge toată lumea. Să țină o dietă. Și dacă stăm să ne gândim, efectiv, în momentul de față, ultimul lucru pe care ar putea să-l spună cineva când vine vorba de slăbit este când avem informație. La nivel real, toată lumea poate să recunoască în momentul de față că fiecare persoană care știe să mănânce este un nutriționist deghizat. Și, efectiv, fiecare persoană are o părere despre cum ar putea să slăbească alții. Și aș vrea să ne ducem spre noi. Cum slăbim noi și de ce avem nevoie efectiv să înțelegem fiecare factor din comportamentul alimentar care ne poate deregla. O să vă spun mai târziu și probabil știți că nu se termină. Adică începe azi și dacă vreau mâine să uit de chestia asta, o să uite și slăbitul de mine. Deci slăbitul nu se termină. Din acest motiv, o să vă explic cum facem să fie menținubil. Cu mențiunea că menținubil nu există în dicționar, dar există pe Google. L-am scris eu. Bun. Cum facem să slăbim mâncând de toate, fără să ne afectăm nici senzația de starea asta de bine, dar nici sănătatea, da? Deci tot timpul și în această carte eu am explicat foarte clar atât nevoia de a mânca ceea ce ne place, care e o nevoie pur emoțională, cât și nevoia de a avea grijă de sănătatea noastră, pe care de fiecare dată când o ignorăm, ajungem să avem nevoie de mai mult. Mai mult decât putem noi să ne dăm. Eu când vorbesc de medicină spun așa, în general medicii sunt niște ființe excepționale din următorul punct de vedere. Ei știu să ne lege șireturile când noi nu mai știm. Nutriționistul nu poate să vină să-ți lege șireturile pentru că trebuie să ți le legi tu cam 3 ori pe zi sau 4, 5, 2, depinde de câte ori ți-e foame. Și de asta, haideți să vă învăț cum să vă legați șireturile. Dar, ca să înțelegeți ce vreau să spun când slăbitul nu se termină și că avem nevoie de el în fiecare secundă, trebuie să vă spun o chestie care a zis-o Albert Einstein la un moment dat, și anume că nu putem schimba o problemă, rezolva o problemă cu aceeași mentalitate cu care am creat-o. Și ca să înțelegeți ce vrea să zică băiatul ăsta la momentul respectiv, vă rog frumos fiecare dintre dumneavoastră care are un vecin, vecină în față, în spate, în stânga, în dreapta, să pună mâna pe umărul persoanei respective. Sau pe... să fie decent, da? Ok. Bun. Exercițiile în felul următor. Vă rog frumos să nu vă gândiți la un elefant roz. Vă ordon să nu vă gândiți la un elefant roz. De fiecare dată când vă gândiți la un elefant roz, apăsați, dați-i un palmă ușor așa. Dacă vă gândiți la elefanți roz, vă crește colesterolul. Cine se gândește la elefanți roz după 6 seara, n-are voință. Elefanții roz nu sunt buni, dar ăia verzi sunt bio. Eco-friendly.
Auschwitz nu s-au gândit niciodată la elefanți roz. Cine s-a gândit la elefanți roz? Cine nu s-a gândit la elefanți roz? Și voi v-ați gândit acum la elefanți roz ca să vedeți dacă v-ați gândit, dacă v-am pus eu cu întrebare, dacă v-ați gândit sau nu la elefanți roz. Acum v-ați gândit. Exact în acest fel ne bazăm noi în fiecare secundă când ne supraalimentăm pe diete. Dacă ne-am închipuit măcar o secundă, o lume în care nu există nici măcar o posibilitate să slăbim, nici măcar una, nu există conceptul de dietă. Nu există posibilitatea să slăbiți orice ați face. Cine s-ar mai supraalimenta vreodată? Avem două mâini în spate. Bun. În momentul în care nu am nicio posibilitate să scad înapoi greutatea, orice trece de gura mea, îngrașă canalie. Bine ați venit în realitate. Și am creat trei reguli ca să schimbăm această mentalitate, dependență de dietă. Și prima e, tratează-ți corpul cu respect. Și ce înseamnă să ne tratăm corpul cu respect? Pentru că acesta vreau să fie un workshop extrem de practic și ne mutăm complet din abstract în foarte, foarte practic. Înseamnă așa, eu să nu presupun înainte, bazându-mă pe ce știu eu dinainte, de la alții, de la mine, de la bunici, de la vecini, de la nutriționist, de la oricine, ce o să aibă nevoie corpul meu. Opriți-vă, înainte să mâncați orice, opriți-vă și ascultați ce are nevoie corpul dumneavoastră să consumați în momentul respectiv și dacă chiar are nevoie. De ce este esențial asta? Pentru că are o grămadă de paznici. Ca să slăbiți, efectiv, pe termen lung, trebuie să luăm în considerare când pot eu să slăbesc în mod real, absolut delimitat temporal. Și vă voi spune această informație. Care sunt costurile slăbitului? Costuri fiziologice. Și vi le voi spune. Și care sunt implicațiile pe termen lung? Toate aceste trei lucruri trebuie să le luați în considerare, pentru că dacă nu, reacțiile biochimice care s-au întâmplat în corpul dumneavoastră de mii de ani, o să se întâmple în continuare, indiferent de faptul că vreți să intrați în haine mai mici sau nu. Lucrurile astea, la nivel real, nu contează. Contează să supraviețuim. Și faptul că vrem să intrăm în niște haine mai mici, nu are relevanță câteodată, nici măcar, cum să vă spun, emoțional. Pentru că primul și cel mai important lucru pe care l-aș întreba eu pe domnul Escu este dacă chiar vrea să slăbească. Și de ce aș face asta? Pentru că slăbitul nu este o foaie A4. În care eu vă scriu o dietă și faceți-o. Nu este Photoshop. Dacă stați acum să vă închipuiți așa cum o să arătați când o să fiți mai slab, puteți să aveți o idee. Dar asta nu înseamnă că așa veți arăta. Este cineva de aici care a ținut de două ori dietă în viața lui? Da. Pentru, acum aș vrea să vorbesc un pic cu voi. Gândiți-vă dacă când ați slăbit a doua oară ați arătat la fel cum ați slăbit a prima oară. Nu aveți, sau majoritatea oamenilor, nu au de unde să știe cum o să arate după ce slăbesc. Este doar o presupunere. Și noi credem, facem așa un copy-paste, da? Nu știu ce vedetă, a ținut nu știu ce dietă și brusc o să arătăm ca ea. Nu, veți arăta tot ca voi. Și dacă veți arăta atrofici sau dacă veți arăta tonici, va fi doar o consecință directă a dietei pe care o țineți. Și acum să începem să detaliem. Haideți să vă spun când slăbim. Și înainte să vă spun când slăbim, aș vrea să spuneți așa, din experiența voastră, câteva păreri. Cum slăbim? Noi. Nu, dar cum facem practic? Mâncăm apă. Practic. Mâncăm puțin.
și rar. Puțin și rar. Foarte părere, deci avem, mâncăm apă, puțin și rar, mai dați, mai exercitați un pic. Sport, sport, sport. Sport, 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 puțin și des, puțin și des. Puțin și des, puțin și rar. Mai combinațiile alimentelor. Combinațiile alimentelor. Ne dezechilibrăm hormonal. Alte păreri? Facem un pic de sport. Un pic de sport. Mâncăm mai puțin decât consumăm. Așa, mâncăm mai puțin decât consumăm. Da. Legume acasă. Este excepțional. Și noi plantăm legume acasă. Mi-am găsit și nu mai încăteam să. Este foarte frumos că ai făcut și îți doresc poftă bună când o să se facă mare să le mănânci, da? Că sunt ale tale, da? Bravo. Haideți să vă spun cum slăbim. Și cum ne îngrășăm. Și să vedem dacă știu și eu să folosesc știu. Bun. Vreți să știți cum slăbim? Nu vă cred. Vreți să știți cum slăbim? Ok. Există o chestie care se numește glicerol. De ea se leagă 3 acizi grași. 1, 2, 3. Asta este modalitatea în care noi depozităm grăsime în țesutul adipos. Și ca să slăbim, primul pas se numește lipoliză și înseamnă doar că aceste legături se desfac. Iar aceste legături nu se desfac în prezența insulinei. A înțeles toată lumea până aici? Nu. Nu. Ați înțeles? Da, ați înțeles că nu se desfac în prezența insulinei? Da. Bun. Aceste legături nu se desfac în prezența insulinei. Vă mai zic. Aceste legături nu se desfac în prezența insulinei. Și ce face insulina? Acum vă spun, dar ați reținut că aceste legături nu se desfac în prezența insulinei? Bun. Este esențial să înțelegeți că aceste legături nu se desfac în prezența insulinei. Și știe cineva de câinele lui Pavlov? Da, da, da. Ați auzit de el? Da. I-a prindea lumina de dădea mâncare, i-a prindea lumina de dădea mâncare, i-a prindea lumina de dădea mâncare, i-a prindea lumina, pac, secreta tot. Și ce secretăm noi când vine vorba de slăbit? Nu sunt doar enzimele digestive, sunt și hormoni printre care e și această insulină. De fiecare dată când mâncăm, dar nu închipuiți-vă, aduceți-vă aminte de câinele lui Pavlov în fiecare secundă, da? Nu vorbim cantitativ. De fiecare dată când mâncarea atinge papilele gustative, secretăm insulină și stă acolo în cantitate maximă aproximativ 3 ore. Slăbitul dumneavoastră începe temporal, în estimativ, cam la 3 ore după ce ați mâncat. Și o stafidă. Deci, mi-a fost foame. Și jumătate stins. Jumătate, nu contează ce. La săracul câinele ăla, pur și simplu, îi aprindeam lumina. Și dacă mestecăm gumă? Și dacă mestecăm gumă. Dacă guma are gust, da, și dacă mestecăm gumă. Are zahăr. Da. Deci, slăbitul începe cu această inițială fază, care se numește lipoliză, pe care unii oameni plătesc bani grei, și o să vă spun eu de ce fac asta degeaba, cam la 3 ore după ce am mâncat. Bun. Deci, prima idee pe care cine scrie vreau să o scrie, este în felul următor. Eu trebuie să-mi gândesc masa în așa fel încât masa aia să mă țină pe mine cât mai mult. Pentru că abia după ce au trecut 3 ore, eu încep să slăbesc și dacă mi s-a făcut foame după ce am făcut 3 ore sau dacă nu mi-a plăcut suficient prima masă încât să mă apuc să mănânc din nou, pa, slăbit. Chiar dacă am mâncat 2 boabe de fasole. Bun? Nu. Și o să vă explic de ce. Imediat. Imediat. Continuăm discuția după workshop. Vă rog frumos, dacă aveți întrebări, le spuneți, dar dacă eu consider că o să vă dau răspunsul în timpul workshop-ului, o să trec peste întrebare, pentru că o să vă găsiți răspunsul imediat, probabil, în slide-urile următoare. O să înțelegeți imediat. Deci, ca eu să slăbesc, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să aștept în repaus alimentar complet, în care pot să beau doar apă maxim, minim 3 ore după orice masă. 2 ore jumate, 3. După care începe slăbitul. Dacă mie mi s-a făcut foame, atunci, ok, teoretic ar trebui să mănânc și o să vă spun și asta de ce, dar dacă aș mai rezista un pic, până mi se face foame fizic, ăla este intervalul efectiv în care slăbesc. Eu nu slăbesc noaptea, nu slăbesc într-un timp atemporal, abstract, din zona crepusculară. Nu! Azi,
După ce s-a terminat, masa și-a trecut 3 ore, încep să slăbesc. E clar până aici? De ce? Pentru că avem o enzimă în sânge, se numește insulinază, asta este capabilă să distrugă insulina secretată după masă, cam la 3 ore s-a cam terminat cu insulina și începe slăbitul. Ok? Mai departe. Sunteți ok până aici? Vi se pare prea științific? E ok? Nu, e ok. Acest domn se numește Geoffrey Friedman și este un cercetător care a demonstrat că adipocitul poate să facă absolut tot posibilul să împiedice slăbitul. Că secretă o grămadă de lucruri, hormoni extrem de puternici. Deci adipocitul, adică țesuta, celula grasă, nu e așa un depozit și atât. Este un adevărat organ endocrin care secretă niște hormoni cu extrem de mare impact atât pe senzația de sațietate, cât și pe sănătate în general. Sunt mulți. Aș vrea să subliniez doi. Puțini. Chiar trei aș putea să spun. Primul dintre ei. A auzit cineva că bananele negrite ne protejează de cancer? Da. Da? Ați auzit? Da. Se numește tumor necroz factor alfa. Necrozis factor alfa. Nu sunt toxice, dar aș vrea să vă subliniez niște lucruri, ca să înțelegem deja de la început diferența, explic în detaliu asta în carte, care este o carte despre neurofiziologia comportamentului alimentar, bazată pe o dietă cu ciocolată, pe care am ținut-o eu când aveam 17 ani. Dar vreau să subliniez niște lucruri, ca să înțelegeți, vă spuneam că toată lumea care mănâncă este nutriționist în deghizat, da? Dacă eu am un TNF crescut, am cauză de îngrășat. Nu am nicio posibilitate vreodată, într-un fel, să creez protecție față de cancer, pentru că este o proteină. Iar noi digerăm proteinele. E ca și cum aș lua eu peretele ăsta făcut din cărămiz. El e proteină, da? La nivel intestinal sunt niște muncitori care desfac fiecare cărămiduță. Fiecare. După aceea trece în sânge și nu mai stă nimeni să mai facă pe același perete din nou. Să presupun eu că o proteină pe care am mâncat-o trece și se reface intactă pe partea cealaltă a peretelui intestinal este doar o presupunere. Lăsăm la o parte faptul că această proteină nu există în lumea animală, vegetală deloc. Și mai mult, nu există niciun motiv pentru care aș vrea să am mai mult din această proteină, pentru că generează cauză de îngrășat. O să vă explic imediat ce e cu ea. Asta a fost prima. A doua, pe care vreau să o subliniez, se numește izoleucina 6. Și face legătura ILE 6, SIMP, sau Mickey Mouse, spuneți-i cum vreți. Face legătura dintre, alături de leptină, dintre țesutul adipos în exces și riscul de cancer. Și vreau să vă subliniez că a avea grijă de greutatea dumneavoastră nu înseamnă să aveți un BMI sănătos sau un indice de masă corporală sănătos. Există acest concept de obezitate sarcopenică care este demonstrată și la persoanele de greutate normală. Și înseamnă că au procentul de grăsime peste limitele normale și pierdere de masă musculară, care o obțin prin înfometare sau prin avansare în vârstă. Sau prin alte tratamente. Și ultima despre care vreau să vă spun, deși aș putea să vă spun de fiecare în parte, se numește leptina. De ce insist să vă spun despre leptina? Pentru că este unul dintre hormonii de bază când vorbim despre slăbit. Este hormonul de sațietate principal. De fiecare dată când decideți, pentru că decidem, să mâncați după ce ați simțit senzația de sațietate, dereglați acest hormon. Și vă îngrășați un pic. Dar asta este cea mai mică problemă. Pentru că leptina este implicată în reglarea fertilității, în reglarea imunității, în capacitatea de memorare, în capacitatea de învățare prin adaptare la nou, în osteogeneză, în foarte, foarte, foarte multe lucruri. Și deși suntem adulți și ne iese sau nu ne iese asta cu sațietatea, vă rog, când vine vorba de copiii dumneavoastră, la care le este perfect, dacă noi nu le reglăm, lăsați-i să se oprească din mâncat când au spus că mi-ajunge.
pentru că le protejăm sănătatea doar prin respectul față de corpul lor. O să continui. Și acum, nu știu dacă persoanele din spate văd, o să vă explic ce-i cu înfometarea și cum slăbim de fapt. Spuneți-mi dacă în spate se vede și dacă... Acum o să fie un pic mai științific, dar o să vă subliniez doar la ce trebuie să fiți atenți efectiv. Deci, orice ar fi, fie glucoză, fie grăsim, fie proteine, dacă Doamne ferește ajungem acolo, trebuie să facem energie din ele și să le băgăm într-o chestie care se numește ciclu Krebs, ca să facem ATP, adică energie, dioxid de carbon și apă. Da? Așa ardem noi grăsim. Altfel nu se poate. Deci luăm grăsim, le băgăm în ciclul ăsta și le ardem. Și gata, pa. Da? Deci primul pas a fost așa. Am rupt acolo la prima chestie cu glicerolul, cu cei trei acizi grași, am rupt. Lipoliză. După aia se mai întâmplă un pas, nu contează cum e că mă nebunesc cu termeni. Și al treilea pas este că acest acid gras care în sfârșit a ajuns la celulă poate fi ars în ciclu Krebs. Și ce vreau să vă subliniez este că această legătură, unde e acum pointerul, vede toată lumea? Acidul gras se transformă în Mickey Mouse-ul ăsta de aici, cu galben. Mickey Mouse-ul ăsta de aici, el în sine trebuie să intre în acest ciclu și nu poate să intre fără Mickey Mouse-ul 2. Mini. Mini poate să provină din două locuri. Unul se numește glucoză și doi se numește proteină constituentă a celulei musculare. V-am pierdut de tot, dar o să înțelegeți imediat de ce vă spun chestia asta. Pot să slăbesc și o să trec la slide-ul următor ca să vă nebunesc de tot. Deci pot să slăbesc, gata, nu mai vede nimeni. Uitați-vă la mine. Pot să slăbesc dacă am glucoză în celulă. Pentru că dacă n-am, o să fac păminii din masa musculară. Și mie îmi scade metabolismul doar pentru că n-am mâncat suficientă glucoză sau pentru că nu a intrat în celulă. Și intră pe acolo. Deci faptul că noi mâncăm niște glucoză nu înseamnă că noi o să o și folosim. În organele interne intră by default. Alea își iau. Deci nu au nicio problemă să-și ia glucoza cât au nevoie. Dar nici nu pot să... V-am pierdut complet? Mai sunteți cu mine? Mai sunteți cu mine? Absorpția în organele prin membrana organelor interne are loc oricum. În celula musculară are loc doar dacă este... suficient de puțină insulină în sânge. Vă spuneam că am nevoie de să... Insulina asta îmi blochează mie slăbitul. Și blochează la început sau îmi blochează la acest al doilea pas. Deci, dacă am prea multă insulină în sânge, eu nu pot să încep să ard grăsim. Dacă am prea multă insulină în sânge, eu nu pot să continui să ard grăsim. De ce? Pentru că grăsimile se ard doar în prezența glucozei. Și când se închid aceste ușițe? Asta e situația normală, asta e situația în care am rezistență la insulină. Aceste ușițe se închid în două situații. Prima situație este când mănânc prea multă glucoză, proteine sau fructoză artificială, de exemplu, care sunt în toate sucurile mai mult, așa. Iar a doua situație este când mă înfometez. Prima situație se întâmplă pentru că glucoza este osmotică și trage apă după ea și dacă aceste ușițe nu s-ar închide, s-ar sparge celula. Iar a doua situație se întâmplă pentru că mușchii noștri nu sunt esențiali pentru supraviețuire. Organele interne sunt. Și dacă mă înfometez, pentru că mănânc doar două boabe de fasole, eu slăbesc de cântar. Dar pe interior, masa musculară scade. Metabolismul, arderile metabolice per 24 de ore scad. Eu slăbesc, dar de fapt pe interior îmi creez condițiile mâine să mă îngraș mâncând la fel sau mai puțin. Și ajungem în această situație. În care prima legătură s-a rupt, acidul gras s-a trimis la masa musculară, dar nu poate să fie ars, pentru că nu are glucoză în celule. Și se numește mușchi de vită Wagyu, ceafă de porc, sau este doar un proces prin care eu slăbesc pe cântar și mă îngraș pe dinăuntru. Și asta obțin când țin dietă. Pe dinăuntru. A doua regulă
este să nu vă ignorați stilul de viață actual. Și de ce să nu vă ignorați stilul de viață actual? Pentru că nu se termină niciodată slăbitul și în secunda în care l-ați ignorat, o să vă ignore și el de voi. De fiecare dată când o să mâncați fără senzație de foame sau peste senzația de sațietate, o să vă generați cauze care o să vă îngrașe. Și acum o să vă explic niște lucruri la fel de științifice, dar mai simplu de înțeles. Vă rog să fiți un pic atenți, pentru că asta este absolut esențial. Să zicem că ăsta e centrul de foame și ăsta e centrul de sațietate. Centrul de foame este stimulat în momentul în care scade glicemia. Există niște neuroni acolo care percep scăderea glicemiei și printr-un nerv care ajunge până la stomac, nervul vag, transmit senzația de gol. Este esențial să simțim această senzație de gol înainte să mâncăm orice, pentru că neuronii de aici secretă niște substanțe care au capacitatea să scadă metabolismul. De fiecare dată când simțiți senzația de foame și nu vă hrăniți, vă scade metabolismul. De absolut fiecare dată, fie că e 11 seara, fie că sunteți în ședință și nu puteți să mâncați, fie că nu vreți să mâncați, că sunteți la dietă, fie că nu vă gândiți la elefant roz după 6 seara. De fiecare dată când faceți asta, vă scădeți metabolismul, că sunt aici niște substanțe, nu vă zic cum le cheamă, că e complicat, dar pot să vă zic în private, vă scad metabolismul. În centrul de sațietate există niște neuroni care, ascultați, dacă eu respect senzația de sațietate, îmi cresc metabolismul. Doar pentru de fiecare dată când mă opresc din mâncat, când am simțit senzația de sațietate, mie îmi crește metabolismul. Pentru că sunt acolo niște substanțe. Da, spun arterile. Adică acei... aceste ușițe, care se numesc transportori transmembranari grup 4, se deschid atunci când eu m-am ascultat senzația de sațietate. Și mâncarea poate să intre în celula musculară, grăsimea poate să fie arsă și diferența dintre o persoană care se îngrașă mâncând orice și una care nu se îngrașă mâncând orice, ba mai mult slăbește, este câtă mâncare intră efectiv în celula musculară. Pentru că dacă nu intră, următoarea stație e țesutul adipos. De fiecare dată când am mâncat, dar zic de absolut fiecare dată când am mâncat, fără senzație de foame, mâncarea nu poate să intre în... aici. Nu poate să intre. Și se duce mai departe. La țesutul adipos. Din păcate. Și mai mult, aici, dacă îmi respect senzația de sațietate, îmi crește metabolismul. Dacă nu mă hrănesc când mi-a fost foame, pentru că este 10 seara și eu știu că seara nu se mănâncă, îmi scade metabolismul. Și mâine mă voi îngrășa mâncând mai puțin. Și acum, haideți să vă dau un exemplu așa mai ceaușist. Nu știu, marea majoritate dintre noi suntem mai mici. Nu prea am fost noi cu Ceaușescu cu astea, dar pe vremuri se lua apa. Nu știu dacă știți. Pe vremuri se lua apă. Des. Și curentul și niște mai lucruri. Mai gădea și un bec, mai... Așa, dar se lua apă. Și mama mea ce făcea când se lua apă era foarte simplu. Când venea din nou, umplea tot ce putea să umple. Cada, sticle, tot ce putea fi umplut cu apă, se umplea. Da? Ca să poți să ai un minim de confort, ca să zic așa, măcar igienic. De fiecare dată când se ia energia din organismul dumneavoastră, o să facă la fel. O să umple tot ce se poate umple, doar că cu grăsime, nu cu apă. Aș vrea să mai subliniez niște aspecte mai puțin, cum să zic,
românești, pentru că poate, așa, într-un fel, simt că v-am pierdut de mult, dar insist să vă spun niște lucruri pentru că sunt esențiale și nu știu dacă vi le mai spune cineva. Să începeți o dietă, orice dietă aș ține, fără să aveți foarte clar, să simțiți foarte clar diferența dintre foame și poftă, sau dintre pofta adevărată și pofta falsă, e ca și cum ați construi un zgârie nor pe nimic, fără niciun fel de fundație. Cine simte senzația de foame? Nu acum, în general, dacă percepeți senzația de foame. Cine simte senzația de sațietate? Ok, este minunat, înseamnă că... O să vă spun. Geoffrey Friedman, pe care vi l-am arătat acolo, în afară de faptul că avea și el o problemă cu greutatea, a încercat toată viața lui să demonstreze că, de fapt, îngrășatul este o problemă genetică. Și nu prea a ieșit, dar el a încercat. A descoperit niște șoareci, unul mai slăbuț așa și unul de 3 ori mai mare, care avea un apetit feroce și care se îngrășa din orice. Și a descoperit el o genă, după care au fost oameni de știință care au zis nu, că e doar la șoareci, nu se poate, la oameni nu e. După care el a mai muncit, a mai muncit, a mai muncit, după care a descoperit-o și la oameni. A, super tare. Și a fost genă obis. Și a demonstrat că dacă aplici tratamentul pe care el l-a propus, a găsit și antidotul, era foarte deștept, slăbim. Adică slăbim de la așa ca la Eddie Murphy în Tights, dacă țineți minte filmul The Nutty Professor, deci cam la nivelul ăla a fost la, în mod real. Deci este un film inspirat dintr-o poveste reală. Și toată lumea științifică a început așa la nivel real să creeze cu tot marketingul de valoare la pachet, da? Tot felul de leptine. Leptină, de-aia, leptină, de-aia, toată lumea vindea leptină la greu ca să slăbim și după aia au început să facă și grelină, care e hormonul de foame, în niște vaccinuri ca să nu mai avem grelină. Să nu mai ne fie foame de niciun fel de poftă de mâncare. Bun. Și după aia au văzut că nu funcționează. Oamenii nu slăbeau. Și cumpărau și nu slăbeau și cumpărau și nu slăbeau. Și ce le-a ieșit așa după niște ani? Nu, încă se vinde leptină. Vă spun, deci dacă vreți să cumpărați, încă se vinde. Sunt niște țări foarte dezvoltate, încă, printre care America, unde se puteți să luați. Deci există, da, există această posibilitate. Dar a demonstrat tot Geoffrey Friedman, care era foarte cinstit, și a spus, stați un pic, că de fapt persoanele supraponderale și obeze au mai multă leptină decât aia asta. Și toată lumea, păi cum, nu spuneai că e cu sațietate? Acum adică că ăștia mănâncă, dar nu se poate. Cum să aibă mai multă sațietate? Nu se poate așa ceva. Oamenii ăștia mănâncă, sunt într-un fel, nu. Ei au prea invers, nu? Au prea multă poftă de mâncare și prea puțină sațietate. Ce se întâmplă aici? Nu e normal. Și ce au descoperit este că neuronii ăștia de aici, care sunt capabili să ne genereze nouă senzația de sațietate și care sunt capabili să ne crească metabolismul, devin rezistenți la leptină. Adică nu mai răspund. E ca și cum vine mama, tata, iubitul, cine o fi, da? Și ne spune în binele nostru, dar închipuiți-vă de câte ori ați vrut să dați un sfat bun cuiva. Și nu l-a auzit. Și voi i-ați spus, măi, dar nu e bine să faci așa, măi, dar nu și ești pe mute direct. Așa este și creierul nostru. Îți spune o dată oprește, te spune a doua oară oprește, oprește, după care ok, ăsta nu ne aude, hai să ne vedem de treabă. Și apare această surzenie față de senzația de sațietate. Doar că, ce nu v-am spus este că senzația de sațietate apare prin inhibarea acestor neuroni. Și în momentul în care îmi crește procentul de grăsime, deci simplu fapt că am procentul de grăsime mai mare decât normal, nu mai înseamnă că metabolismul meu este scăzut. Nu mai înseamnă că sănătatea mea are de afectat. Dar ce înseamnă este că apare o senzație de foame paradoxală, complet neasociată cu nivelul glicemiei. Uneori, la foarte puțin timp după ce abia am mâncat. Și ne întrebăm de ce. Că avem tot felul de idei și dacă li se întâmplă altora, avem și mai multe idei. Dar există o realitate biologică care este responsabilă de faptul că noi avem această senzație de foame când nu ar trebui să fie. Și cum facem? Pentru că vă spuneam, persoanele supraponderale sau obeze nu mai
au acest ajutor. Deci partea asta nu funcționează. Mai există trei ajutoare. Trei șanse. În cazul în care avem rezidență la Leptină, pentru că procentul de grăsime este prea mare, mai avem trei ajutoare. Și vi le spun. Prima este dată de celulele din curbura mica stomacului. Sunt niște celulițe foarte importante care dau prima senzație de plin, se umple partea de jos a stomacului și când a ajuns mâncarea la curbura mică, apare prima senzație de sațietate, doar că e foarte vagă. E cineva care simte senzație de foame în timp ce mănâncă? De sațietate, scuzați-mă? Câteva mâini. Cu cât, și o minută mică, cu cât o să ascultați această primă senzație de sațietate dată de aceste celule din stomacul vostru, cu atâta nu veți mai avea în viața voastră nevoie, nu de mine, de nimeni pe partea de nutriție și puteți să mâncați absolut orice. Pentru că aveți complet control alimentar. Doar că e mult mai ușor de vorbit și despre asta decât de aplicat. Din acest motiv am creat programele mele de slăbit. Pentru că una e să scrii despre asta, una e să vorbești despre asta, alta e chiar să te oprești din mâncat în timp ce prăjiturile sunt bune. Și ai vrea să mai mănânci încă o dată. Și încă o dată că suntem oameni și avem niște nevoi acolo, da? Totuși, da, nevoile sunt aici. Totuși trebuie să creem contextul și explic asta foarte detaliat în cartea mea. Cum creăm contextul să mă opresc fără cea mai mică urmă de regret? Asta trebuie să facem și vă explic imediat cum facem, dar vreau să mai subliniez un pic partea asta. Am spus că dacă am rezistență la leptină, eu nu simt senzația de sațietate sau apare această foame paradoxală. Și că primul ajutor este stomacul. Pe care unii vor să și-l taie, dar nu vorbim despre ei. Al doilea ajutor este dat de un hormon, se numește colecistochinină, care se secretă în intestinul nostru când ajung acolo proteine sau grăsimi. Din acest motiv, vă rog din suflet să nu mâncați alimente degresate. Nu mâncați alimente degresate pentru că nu o să mai apară sau prea puține proteine, pentru că o să apară, dacă, de exemplu, mese doar de fructe. Mănâncă cineva mese doar de fructe? Bravo! În momentul ăla nu aveți a doua senzație de sațietate. V-ați mai luat un ajutor. Inclusiv la copii. Deci, laptele de mamă are grăsime aproape 4%. Da, le dăm masă de fructe, dar copiii ăia primesc suficiente grăsimi în general și dacă le dăm masă de fructe, de obicei, la foarte puțin timp, primesc și lapte. Da. Ce înseamnă masă? Înseamnă masă principală sau înseamnă o gustare? Nu. Masă înseamnă senzație de foame fizică. Și foamea fizică se simte aici. Pentru mine, acum spun, să subliniez, da? Adică dacă la plan mi-e foame și mănânc măr, fac o greșeală. Nu faceți nicio greșeală, doar că în jumătate de oră o să vă scadă glicemia din nou, o parte din ușițele alea o să vi se închidă și următoarea masă, poate nu se întâmplă nimic cu ea în funcție de ce conține, dar dacă mie mi s-a făcut foarte repede foame, după acel măr, eu nu o să pot să arb grăsime, înțelegeți? Dar dacă ați mâncat măr și o mână de caju sau de nuci, ați fi putut să slăbiți. Mâncând mai mult. Da. Acest concept nu are nicio bază fiziologică. Noi nu digerăm fructe în stomac. Noi nu digerăm fibre în stomac. Noi în gură începem să digerăm foarte puțin din amidonul fiert sau copt. În stomac începem foarte puțin, cum să vă spun, să începe digestia proteinelor și dacă suntem nou-născuți și încă suntem alăptați, ok, mai începe și digestia grăsimilor. Și atât. Efectiv, digestia glucozei, fructozei, amidonului, toate se întâmplă în intestin. Și mai mult, cu cât, pentru că există tot felul de concepte legate de fructe și o să insist că fructele se mănâncă la masă din foarte multe puncte de vedere, dar o să vă enumăr doar câteva. Primul ar fi așa.
Cu cât eu mănânc alimente mai combinate, adică și proteine, care mi-aduc și proteine și glucide și fibre la masă, masa respectivă s-a demonstrat științific că mă ține pe mine mai mult și intru în acel interval temporal în care pot să slăbesc. Asta ar fi primul argument. Al doilea argument, amilaza pancreatică, care efectiv face digestia și a unor glucide din fructe, să zic așa, da? Și este responsabilă, responsabilul șef de digestia fructelor, este în intestin. Da? Și dacă eu am mâncat un fruct, există conceptul că nu, că se digeră mai târziu, mai devreme, că stă mai mult, mai puțin în sânge, că are alte enzime, că nu are enzime, că stă în stomac, da. Puneți un blender, într-un blender, niște alimente, cartofi, carne și un fruct și o salată, ce vreți. Dați la viteză maximă, o să iasă o chestie foarte, un amestec foarte omogen, să zicem, dacă e blenderul bun, la fel de bun cum e stomacul, pentru că stomacul are niște mușchi extrem de puternici, are 3 straturi de masă musculară, cu un singur scop. Alimentele trebuie să iasă din stomac într-o dimensiune foarte mică, atacabilă de enzimele din intestinul subțire. Dacă e mai mare de 2 mm, nu poate să funcționeze deloc. Deci nu o să meargă, alimentul nu se digeră, se duce în colon, fac colon iritabil, mă balonez, fac fermentație și așa mai departe, da? Să subliniez chestia asta. Nu ne fermentăm nimic în stomac. N-avem cum. Fermentația și toate lucrurile astea se întâmplă în colon când alimentele nu au putut să ajungă în intestin la dimensiunea corectă. Sau se mai întâmplă și pe fond de stres dacă avem tulburări de motilitate intestinală. Dar, în general, să zicem că vorbim despre un om sănătos care nu are partea asta, da? Deci dacă eu mănânc fructul și atât, că atâta vreau eu să mănânc, el tot în intestin o să fie digerat. Dacă eu mănânc fruct și carne și salată, el tot în intestin o să fie digerat. Dar pe mine masa asta a doua o să mă țină mai mult. Și o să am ocazia biologică să intru în acel interval în care chiar pot să slăbesc. Și mai este ceva care vreau să insist acum. Vă spuneam și o să revin. O să înțelegeți imediat de ce am trecut la următoarea idee. Deci am spus că am stomacul să mă ajute când am rezistență la insulină, că am colecistochinina care se secretă când am grăsimi sau proteine în intestin și mai sunt doi hormoni care dau sațietatea între mese. Și ce vreau să vă spun este că acești doi hormoni care dau sațietatea între mese vă oferă, dacă respectați, dacă avem complet repausă alimentară între mese, adică nimic. Când nu mi-e foame, nimic. Și ce obțin? Dispare nevoia de supraalimentare. Previn supraalimentare. Se numesc neuropeptid Y și polipeptid pancreatic și am nevoie să înțelegeți că dacă vă apucați să mâncați fructul, la 2 ore după masă, la jumate de oră după ce ați mâncat, nu numai că glicemia e sus și nu poate să intre în celula musculară, dar îndereglați hormonii ăștia și creați biologic nevoia de a mânca mai mult. Pe care, dacă aveți foarte multă voință, nu o să o respingeți odată, o să o respingeți a doua oră, dar la un moment dat o să cedați. Pentru că ați mâncat fără senzația de sațietate când acești hormoni erau acolo la putere și dumneavoastră ați decis altfel. Da. Deci nu recomandați mesele de fructe exclusivă? Nu. Dar nu le recomandați. Stați un pic. Nu e vorba de mine. Nu sunt păreri personale. Din punct de vedere biochimic, este mai bine să mă țină pe mine masa mai mult și mesele care sunt combinate, cât mai combinate cu mânca bunica, mămăligă cu brânză, grătar cu salată și cu fructul la masă, alea mă țin pe mine mai mult. Și, da, spuneți. Combinația de fructe între ele, am fost la un seminar de nutriție, de chimie, și a spus că ceva mai toxic decât salata de fructe combinată nu există. Dar tot aici am fost. Am înțeles, ok. Și a spus că e foarte rău să amestecăm fructele. Și trebuie să mâncăm unul fruct. Din punct de vedere strict biochimic, pot să vă spun că această informație pe care o aveți nu este corectă. Pot să vă descriu, eu tot evit să intru în niște termeni. Dacă vreți, eu pot să intru în ei, dar ce pot să vă zic e că acele fructe, marea majoritate dintre ele, conțin așa fibre, fructoză, glucoză sau zaharoză, depinde cum sunt, amidon care este mai mult sau mai puțin
copt, ca să vorbesc pe românește, da? Toate lucrurile astea sunt digerate în intestinul subțire. Și dacă stau eu să mă gândesc, enzima mea ce o să facă? O să zic, aoleu, stai puțin că avem mai multe fructe acum. Deci, în intestin efectiv, alimentele apar după ce au fost super amestecate în stomac, super micșorate în stomac. Adică, e ca și cum... Eu nu știu de ce există părerea asta, eu vă spun, eu nu știu decât fiziologie, eu vă spun din punct de vedere fiziologic. Alimentele mele trec de gură și sunt mestecate. Bun. Bolul mai departe ajunge în stomac și e super amestecat. În intestinul subțire, ajunge acolo, sunt niște enzime care se secretă oricum. Ele se secretă din momentul în care alimentul a ajuns în gură. Și acea enzimă își face treaba, indiferent ce glucoză găsește acolo, ce glucoză, ce fructoză, dar ea își face treaba, mâncarea trece de peretele intestinal și așa mai departe. Deci faptul că eu am mâncat un lucru, tot ce pot să vă spun este că singurul lucru care mi-ar trece prin capul meu ăsta, care ar susține această teorie, că ar fi prea multe fibre. Și ce înseamnă prea multe fibre? Fibrele, o să dau un pic microfonul, fac o rețea pe peretele intestinal și în momentul în care consum prea multe, evident, dacă aș cerut vreodată făină prințită mai deasă sau mai puțin deasă, vedeți că nu se mai absoarbe dacă e prea deasă. Unele lucruri, din ce în ce mai multe, rămân sus, dacă sita este prea, cu ochiul prea mic. Da? Dacă eu am mâncat, să zic, o salată de fructe, dar așa, un livian, da? Pentru că dacă stați să vă gândiți, care e diferența între salată de fructe și salată de legume? Sau care e diferența că mâncați sfeclă roșie la masă și că mâncați banană la masă? Înțelegeți? Deci vreau să vă gândiți foarte clar și să fiți foarte sceptici. Sincer, vă recomand în această lume super obezogenă să fiți foarte sceptici. Nu mă credeți, încercați, aplicați, vedeți cum e. De ce? Dacă eu mănânc legume și zic, nu, fructele sunt complet alte alimente. Da, fructele sunt complet alte alimente, dar tot au fibre, tot au vitamine, minerale și mai au niște glucide pe acolo, care sunt complet digerabile de către enzimele pancreatice. Deci să le iau și să nu le mănânc la masă, poate maxim să-mi genereze cauză de supraalimentare și să-mi oprească slăbitul după masa respectivă. Dar eu pot să mă asum asta, eu vreau să mănânc doar un măr. Ok, dar să fiți conștienți de ce se întâmplă în corp. Și legat de faptul că salata de fructe ar fi toxică, eu n-am citit niciun studiu legat de chestia asta și eu, în general... Da. Mixajul asta. Am înțeles. Mixajul, da. Mixajul de fructe ar fi toxic. Eu nu cred că acest lucru se întâmplă și de ce vă spun asta este că dacă ar fi într-un fel toxic, asta ar însemna că acele fructe reacționează într-un fel sau altul între ele. Da? Să zicem că au unele niște acizi, altele niște acizi sau nu știu ce. Da? Dar nu există niciun studiu care să demonstreze că salata de fructe este nocivă pentru oameni. Și, de exemplu, să zicem că eu vă văd aici pe toți și toți îmi spuneți că salata a fost nocivă pentru voi și sunteți, nu știu, 50 sau cât sunteți în această sală, da? Și vă uitați bine fiecare la unul la altul și noi toți suntem de acord că salata de fructe este nocivă pentru noi. Dar dacă ne mutăm într-un grup de 1000 de persoane și doar pentru 50 este nocivă, ce părere aveți? Deci tot timpul gândiți-vă la care este sistemul de referință, față de ce comparăm. Pentru că dacă a fost un nutriționist care, în experiența lui personală, a avut această observație că salata de fructe o fi nocivă, probabil că asta a fost experiența dânsului sau dânsei. Depinde de persoană. Dacă am coloni irritabili, dacă am tot felul de patologii la nivel gastroenterologic, ok, dar vorbim despre o digestie deja dereglată. Și, practic, fructul respectiv poate să fie doar picătura care umplu paharul. Și, în știință, încercăm să facem o foarte fină diferență între cauzalitate și contextualitate. Adică, că faptul că noi două suntem în aceeași cameră în momentul de față, ok, poate să aibă o însemnătate, dar poate e doar întâmplare. Și, în știință, încercăm să ne dăm seama foarte clar dacă două lucruri se întâmplă în același timp, din întâmplare sau cu un motiv. Ok. Ca să restrâng un pic și să sumarizez până aici, ca să vă fie foarte clar ce am vrut să vă spun. În primul rând, pentru ca
slăbim, avem nevoie ca masa respectivă să ne țină cât mai mult. Și pentru asta, studiile demonstrează că mesele cât mai complete ne țin cât mai mult. Sunt aproape, cum să vă spun, aproape de bun simț, dar nu trebuie să faceți să mă credeți pe cuvânt. Vă pot demonstra științific, dar puteți să citiți. Și când spun să citiți, nu citiți pe site-uri de popularizare. Citiți pe Scholar, pe Google, citiți pe PubMed, citiți pe site-uri unde sunt studii științifice, unde vorbim științific, nu unde vorbim că mi se pare mie că cunosc 70 de persoane din 1000 care explic, fac ceva. Pentru că poate să fie dumneavoastră dacă sunteți a 71-a. Și nu vi se aplică. Dacă sunteți dintre aia 70, este minunat. E perfect, ați găsit soluția. Dar dacă nu... Bun. Deci, mâncați când simțiți senzația de foame aici, ca mâncarea să poată să intre în celule. Este sfatul meu, este doar o sugestie. Și tot doar o sugestie este să mâncați mese cât mai complete, care să vă ducă în intervalul temporal în care, efectiv, să puteți să slăbiți. Și acum, cine este nutriționistul perfect? Știe cineva un nutriționist excepțional? Ikea. Nu. Haideți, serios. Diana. Nu. Tu taci. El a slăbit 10 kg, normal, cum să zică că e. Cel mai bun nutriționist, și asta este ideea principală din The Old Chocolate Diet, sunteți voi. Eu știu nutriție. Eu știu fiziologie, biochimie, psihologie și așa mai departe. Dar voi sunteți experții în viața voastră. Dacă vă apucați acum să dați o dietă copy-paste pe cine sunteți voi azi, acea dietă poate să fie cea mai genială dietă de la, nu știu, diete încoace. Și acea dietă nu o să aibă loc de frustrări, de oboseală, de amintiri, de plăcerea de a mânca cu cei dragi, de mirosul copilării. Nu o să aibă loc. Pentru că nu a fost creată de voi. Și în carte vă explic cum să creați această dietă, bazându-vă pe cine sunteți voi azi și pe informația pe care eu vă dau, astfel încât să puteți să faceți asta ținându-vă cont și de pofte și de senzația de foame. Și de ce fac asta? Pentru că senzația de foame este reglată de glucagon și insulină. Sunt două substanțe minunate care ne ajută pe noi. Senzația de poftă de a mânca este reglată de grelină, leptină, colecistochinină, polipeptid pancreatic, polipeptid Y, dopamină, serotonină, norepinefrină, cortizol și multe altele. Și serotonină, dacă am uitat de ea. Da? Nu puteți să slăbiți menținubil pe termen lung dacă nu vă luați în considerare poftele de mâncare pentru simplu motiv că sunt mai puternice decât senzația de foame pur biologic. Deci în momentul în care le-ați ignorat, ați pierdut controlul complet. Sau suntem slabi și nefericiți, dar dragă Cerastela, tot ce pot să spun este că putem să fim slabi și nefericiți și foarte grași cu dinăuntru. Și să avem această greutate foarte fragilă în care mă îngrași de la prima gură. Da. Pentru că ți-a acelea 30 mă abțin în care mai, ce sens își mai are? Eu nu știu care e sensul acelei titlu de carte. Tot ce pot să spun este că, din păcate, văd în fiecare zi oameni care au greutate quasi normală, pe care dacă i-aș lua după standardele de indice de masă corporală, ar fi absolut ok. Și totuși, procentele lor de grăsime sunt foarte mari. Și obțin asta pentru că ajung la aspectul ăla de mușchiuleț împănat, pentru că n-am avut glucoză în celulă ca să ard grăsimea. Grăsimea a ajuns acolo, dar eu m-am înfometat și nu m-am gândit la elefant roz seara și așa mai departe. Deci am nevoie să înțelegeți, de asta m-am intrat așa cu bocancii în hipocampul dumneavoastră și în toate zonele alea de pe acolo unde vreau să înțelegeți. Vreau să înțelegeți ce se întâmplă când vă înfometați. Când mă înfometez, ia uite, ăsta îmi scade metabolismul direct. Nu se întâmplă că stai că nu vreau, hai să negociem. Hai că pot să scazi mâine.
de fiecare dată când am sărit peste o senzație de foame. Nu instant. Aceste grade de foame, eu am 3 grade de foame. 0, n-am nicio senzație. 1, am o senzație, dar pot să mai aștept. Și 2, mănânc sau fie nu mai simt senzația de foame, fie mă apuc așa, tremurat, nervii, transpirat, toate alea. Mâncați pe foame 1. Și de ce? Și cine a inventat aceste grade de foame, cine le-a descoperit? Este profesorul Mario Ciampolini de la Universitatea de Firenze, care este profesor de nutriție de când se știe și care a demonstrat că doar respectând atâta lucru, doar senzația de foame, poți să slăbești mâncând absolut orice. Și studiile lui sunt, chiar sunt publicate peste tot. Acum chiar vorbesc de un alt profesor de nutriție care chiar știe ce vorbește. Deci am nevoie să vă ascultați senzația de foame. Dar dacă o să ignorați cei minim 10 hormoni care vă reglează senzația de poftă, n-aveți nicio șansă. Puteți să țineți cât vă ține voința. Dar aveți o grămadă care împiedică această voință. Știți cum e... Închipuiți-vă adipocit așa ca cineva foarte zgârcit. Și cum conjugă adipocitul verbul a da? Tu dai, el dă, ea dă, eu nu dau. Eu să dau? De ce? Și din acest moment, chiar vreau să spunem și mai tare chestia asta, că voi sunteți experții în voi. Doar dacă ați avea informația necesară, prin care să știți și biologic de ce să țineți cont, ați putea crea dieta perfectă, aia pe care să o puteți ține toată viața, începând de azi, pentru că nu se termină. Asta vreau să mă învăț, da? Fără înfometare, cu respect față de senzația de sațietate și plus respect față de pofte. Eu la 17 ani, când am scris acea dietă din carte, am vrut un singur lucru. Cum, Doamne, iartă-mă, înslăbesc eu așa pentru totdeauna? Cam asta era în capul meu. Deci cum o să fac, da? Și bun, și mi-am pus pe hârtie. Cam ce vreau eu să mănânc? Asta, asta, asta. Deci era principal, ciocolată era peste tot. Nu exista niciun dubiu în capul meu că aș vrea vreodată să mănânc ciocolată. Deci am zis, ok, asta trebuie să fie by default. Și am pus-o acolo. După care am zis, cam ce mai trebuie să mănânc? Ok, niște cereale, niște lapte, niște cărniță, legume, fructe, ok, cam asta era. Hai să facem treabă. Da? Deci m-am bucat și am scris-o. Și ăsta e primul lucru care vreau să-l faceți, da? Deci azi, când vă duceți acasă, măcar un lucru vreau să faceți din acest workshop. Luați o foaie de hârtie și scrieți pe ea dieta pe care ați putea să o țineți toată viața. Este extraordinar de mult și de important cât puteți să învățați, încercând să o țineți. Aplicați-o. O săptămână, două, trei. Updatați-o. Și faceți asta foarte conștienți de când mi se face foame, dacă mi-a fost suficient și dacă mi-a plăcut. Pentru că dacă nu v-a plăcut, avem o problemă foarte mare. Și de ce avem o problemă foarte mare? Pentru că în capul nostru sunt trei zone. Deci noi, nu, comportamentul alimentar nu înseamnă doar foame și sațietate. Ar fi super simplu. Mai sunt trei zone de care trebuie să ținem cont și aceste trei zone sunt așa. Nucleus accumbens, care este centrul de percepție a plăcerii din capul nostru, dumnealui. Amigdala, care este centrul de supraviețuire din capul nostru, dumnealui. Și hipocampul, care este responsabil cu memoria. Deci noi nu avem nicio șansă să slăbim fără ca aceste trei zone să zică da. Și acum ajungem la răspunsul de la întrebarea dumneavoastră. Vă rog să fiți foarte atent, că o să vă răspund foarte clar. Dar înainte de asta, uitați-vă la fata, la fața la fata asta. E foarte happy. Da? Deci, de ce v-am pus să vă uitați la fața la fata asta este că v-am spus să creați o dietă, da? Deci, orice dietă ați vrea să țineți, oricare, nu trebuie să o țineți pe mea, țineți-o pe voastră. Nici nu trebuie să o țineți pe mea. Dacă nu puteți să zâmbiți în timp ce o țineți, ăștia trei zic nu. Da, deci până nu zic ăștia trei da, s-a terminat. Și când zic ăștia trei da? Să vă zic părinte. Primul zice da, când are de la început până la sfârșit dopamină. Deci intră o dopamină, trebuie să iasă tot una. Da? Deci dacă intră 10 dopamine, trebuie să iasă 10 dopamine, dacă intră 8, trebuie să iasă 8 și tot așa. Dacă intră 8 și ies 6, ăsta zice nu e. Opriți. Procesul. Nu, eu nu sunt de acord. Veto. Mai departe. Amigdala. Deci ăsta zice veto când
care, când faci așa, cum se numește ăla? Când calculezi cât a intrat, când a ieșit? Contabilitate, așa. Deci el e cu contabilitate. Bun. Amigdala. Ce face amigdala? Avem două amigdale în toate. Una pe parte, una pe parte. Sunt responsabile de supraviețuirea noastră. Ca specie, și aici intră absolut toate comportamentele legate de afectivitate. Nu o să le înșir, presupun că puteți să vă gândiți la niște comportamente legate de afectivitate. Și supraviețuirea noastră ca individ, care înseamnă mâncat. De fiecare dată, când amigdala asta de aici nu percepe că mâncatul a fost la calitatea pe care e o la standardele ei, da? Deci nu a fost suficient, nu a fost bun, nu a fost ceva care nu mi-a plăcut, apare frustrare. Și ce înseamnă frustrarea? Și cum o simțiți? Că o să vă explic cum o simțiți. Acea senzație, la undeva 10, 15, maxim jumătate de oră după masă, în care ați mai mâncat ceva. Deci, tocmai ați mâncat o masă plină, completă, tot. Și ați mai mâncat ceva. Mai e ceva acolo care nu a fost suficient. Mai e nimic. Mie nu mi-a ajuns. Mai dați-mi. Deci nu e ok. Nu avem o mare problemă. Deci amigdala zice nu. Și hipocampul. Auziți ceva de Proust? Bun. Proust ăsta era un om foarte deștept. Era scriitor, dar el a avut o mare revelație, ca și Einstein de altfel, în timp ce mânca. Da? Deci, lui Einstein a căzut o mare în cap, lunele astea a căzut o madlena. Ce? Newton, bravo! Deci, lui Einstein nu i-a căzut nimic în cap, decât o idee. Așa, bun. Relativ. Da? O idee relativă i-a căzut în cap. Bun. Ce face hipocampul ăsta? Ia spune, sunteți fan Harry Potter? E cineva fan Harry Potter aici? Eu sunt cel mai mare fan. Eu am citit toate cărțile, am avut o mare, mare problemă între a 6-a și a 7-a carte. Pentru că a lungit-o doamna aia, mamă, deci, știți cum se făceau conspectele la română? Deci când scria, când trăgeai, am făcut conspectul, Harry Potter 6, l-am făcut. Da? Și era acolo, deci aveam tot ideile, nu-mi ieșea la contabilitate, dar ce o să facă nenea ăla? Bun. Și totul în partea a șasea era legat de acel pensil, da? Care se ducea în vântătore și făcea cu Harry Potter și cu... Toate erau niște chestii pe acolo care mie nu ieșeau la contabilitate, da? Și ce e cu pensilul ăsta? De ce insist cu el? Pentru că noi nu avem nevoie de pensil, noi avem un hipocamp. Deci dacă eu să mă duc acum în tinerețea mea, mă apuc și mă rog preșturi de la mamă. E suficient, o să fiu mică și bucătăria ei și o să miroasă frumos și o să fiu super, super happy. Și probabil peste, nu știu, 2 luni, 3 luni, 5 luni, dacă voi o să vă gândiți la nutriție, o să vă gândiți tot la preștere în mamă. Din cauza hipocampului. El ține minte două lucruri. Cel mai important lucru pe care îl ține minte hipocampul este plăcerea. Orice stimul care a fost suficient de puternic să vă genereze secreție de dopamină în cap, este memorat complet de hipocamp. În niște circuite acolo are el vreo două. Dacă facem vreodată vreun workshop de nutriție pentru copii ca să le stimulăm capacitatea de memorie, o să discutăm despre ele, dar nu acum. Dar mai reține ceva. Mai reține frica. Mai reține pericol. Mai reține lipsa de, cum să-i spun, satisfacție. Traume. Și cum reține hipocampul? Eu dacă mă apuc acum așa și mă plimb prin sala asta și eu sunt hipocamp acum, da? Și sunt hipocampul și mă plec. Și ce rețin eu ca și hipocamp sunt doar pereții. Și în momentul în care eu, hipocamp, mă plimb și rețin doar pereții, ce vreau să spun acum este că hipocampul reține contextul în care a apărut senzația de plăcere, contextul în care a apărut senzația de pericol. Și din acest motiv, probabil, chiar sigur, sunt psihologi în sală și ar putea să confirme, sunt persoane care au, de exemplu, tulburări anxioase și care sunt generate de un simplu trigger care a existat în contextul respectiv. Dacă a fost un perete galben, când m-a apucat pe mine, nu știu ce frică, eu când o să mai văd din nou peretele galben, o să intru în acea stare de panică, nu pentru că peretele ăla mi-a făcut ceva, ci pentru că acolo, în momentul ăla, era prezent. Și dacă mă mut pe comportamentul alimentar, dacă în momentul în care am ținut nu știu ce dietă,
s-a mai întâmplat în viața mea și ceva nociv, nu știu, orice, m-am certat cu șeful, cu iubitul, am avut o viață mai grea sau ceva, nu numai că mă apucă starea de rău, numai că mă gândesc la dietă, pur biologic, dar mă apucă și emoțional. Mă apucă emoțional pentru că hipocampul meu a asociat ideea de dietă cu starea de rău. Și de fiecare dată când vreți, sau dacă vreți să slăbiți ușor și repede, trebuie să folosiți în fiecare zi, da, în fiecare zi, alimentele care vă plac. Și acum vă arăt de ce în fiecare zi. Ăsta a fost un studiu despre adicție. Și când gândim la adicție, tot timpul se gândește la drogați, la ăștia care joacă la jocuri la noroc, la alcoolici, la alții. Noi nu facem asta. Cum adică? Nu ni se întâmplă niciodată. Nu suntem adictivi de nimic. Nici măcar de ciocolată, chiar dacă o mâncăm. Nu avem adicții. Totuși, acești oameni, toți cercetători, adică sceptici, cum vă invit și pe dumneavoastră să fiți, în loc să fiți nutriționiști deghizați, fiți cercetători deghizați, că e mai empowering, așa. Deci fiți sceptici. Ce a demonstrat acest studiu? A demonstrat așa, că nu substanțele în sine generează adicție, ci accesul la ele. În primul grup din studiu a avut acces intermitent, fiecare la acest stimul avea, ca să zic așa, cu dopamină maximă, da? Cu plăcere maximă. Și impactul era maxim. Impactul emoțional, nevoia de consum era extraordinar de puternică. Al doilea grup a avut acces în fiecare zi. Și impactul era extrem de rar maxim. Extrem de rar maxim. Și de ce? Pentru simplu motiv că neuronii noștri nu se ating. Orice dietă copy-paste, așa, cu ca eu să dau acum așa pe mine, buști, asta vreau să fac azi, se rupe în foarte multe locuri din punct de vedere științific. Dar când ajunge la nivel de sinapsă neuronală, s-a rupt de tot. De ce? Și o să vă rog, știu că ați fost atenți până acum, dar o să insist să fiți și mai atenți. Acum, aici înțelegeți de ce. Dacă mâncăm ciocolată rar, dacă ne place ciocolata, am dat de naivă. Când nouă ne place ceva, se secretă o chestie care se numește dopamină. Și ca pentru că neuronii noștri nu se ating, dopamina asta trebuie să intre prin niște ușițe. Astea de aici, amintitele. Care ușițe se închid în momentul în care, brusc, am prea multă dopamină? Dacă am un stimul foarte puternic, ca să nu se prăjească al doilea neuron, apare această rezistență la dopamină, adică o parte din acești receptori postsinaptici de dopamină se închid. Nu se mai exprimă la nivel de membrană. Și pentru că toate aceste mecanisme de care vă spun eu se întâmplă de foarte mult timp și în istoria noastră ne-am cam întâlnit cu niște schimburi care au fost extrem de puternici, Doamne, Doamne, sau cine ne-a făcut, ne-a dat și acești retransportori de dopamină sau gândiți-vă că la niște ecluze. Dacă vă închipuiți acum ecluzele, o să înțelegeți foarte simplu chestia asta. Poate toată lumea să-și închipuie o ecluză, da? Sunteți ok cu ideea de ecluză? Bun. Când avem un stimul foarte puternic, ecluza asta mai ia o parte și o bagă la loc. Ca să rămânem încă cu patru ușite deschise. Pentru că v-am spus că nucleus accumbens numără, face contabilitate. Ți-am dat 10 dopamine, 10 îmi dai înapoi. Pentru că dacă ți-am dat 10 dopamine și îmi dai 8 înapoi sau 4, apare nevoia biologică de a compensa cantitativ. De fiecare dată când eu mănânc mai puțin bun azi ca să slăbesc, nu-i nicio problemă. Dar mă duc aici. Adică alimentul respectiv o să aibă impact neurofiziologic mai mare. Și o să genereze această descărcare super puternică de dopamină care o să ne facă pe noi să percepem din ce în ce în ce mai puțină plăcere de a mânca. Evident, se duce și spre alte zone, dar vorbesc acum strict de comportamentul alimentar, pentru că asta poate să treacă și
pe celelalte tipuri de adicție. Deci doar prin faptul că nu-mi dau un aliment preferat, eu îmi cresc fiziologic nevoia de a-l mânca mai mult. Prin frustrare, evident. Și el e hipocamp. E căluțul de mare din capul vostru. Căluțul ăsta de mare din capul vostru este cel mai bun prieten. Și de ce este cel mai bun prieten? Pentru că dacă vă respectați plăcerea de a mânca și să fie de la 8 în sus, așa, de la 1 la 10, să fie plăcerea de a mânca de la 8 în sus la fiecare masă, dacă o faceți azi, mâine și poimâine, la fiecare masă, plăcerea de a mânca, o să vedeți că crește controlul alimentar. Pentru că dispare frustrarea. Deci, cu cât îmi refuz mai tare să-mi fac o poftă, cu atâta pierd mai tare controlul și creez nevoia biologică de a mânca mai mult și între mese, pentru că asta e problema, da? Dacă mă apucă pofta să mănânc ciocolată când mi-e foame, nu-i nicio problemă. Ciocolata aia se digeră, poate să intre în celule, totul e în regulă, da? Sunt acel om slab care poate să mănânce de toate și pot să-l invidiază. Și ca să mă mut să devin persoana asta, eu ar trebui să fac în așa fel încât să mănânc ciocolata aia când mi-e foame. Și ca să pot să fac asta, trebuie să-mi o dau frecvent. Dar nu să mă apuc să mănânc ciocolată, că m-am zis eu. Dar dacă vă vine să mâncați ciocolată, trebuie să o mâncați. Inițial, evident, cu disconfort emoțional. Ce înseamnă disconfort emoțional? După cum spunea Einstein, pe care ok, nu l-a lovit mărul, dacă vreau să îmi rezolv o problemă, trebuie să-mi schimb mentalitatea cu care am creat-o. Și vă spuneam cu elefantul ăla galben, roz, în toate culorile, că noi ne bazăm pe diete. Și asta ne îngrașă. Pentru că eu mănânc azi mult, că de mâine mă apuc de dietă și azi pot să mănânc mult. Și că dacă eu azi nu aș avea ideea de dietă, nu aș avea și nici ideea de supraalimentație. Dar treptat, treptat am început să ne creăm toți acești factori care ne generează nevoia de a mânca fără senzația de foame. Și acum o să vă povestesc o chestie foarte tare, care mie mi s-a părut super impresionantă. Am văzut o emisiune într-o seară despre rechini. Despre faptul că rechinii nu sunt periculoși pentru oameni. Cine crede că rechinii sunt periculoși? Bun. Acea emisiune a demonstrat că, de fapt, rechinilor nu le place gustul nostru. Deci, la nivel de hipocamp, ne resping puternic. Nu au nicio dopamină când vine vorba de ouă. Deci, nu. La nivel real, nu ne place gustul nostru, sau cel puțin așa spunea cercetătorul din acea emisiune. Dar, au fost în Hawaii, la un moment dat, dacă mă înșel în Oahu, a fost un caz în care un rechin a atacat o grămadă de turiști. Și toți cercetătorii se întâmplau, păi, ce se întâmplă? De ce acest rechin se comportă așa? Și acel rechin avea una din aripioare era, cum să vă spun, lovit un pic la o aripioară. Și au început să caute în toată baza de date de rechin fotografiați să vadă dacă îl găsesc pe undeva. Și ce au demonstrat era că acel rechin fusese învățat de scafandrii să mănânce. Deci el asociase mișcarea omului cu primirea hranei. Și acel rechin nu vrea să atace. El răspundea la un reflex care i-a fost creat. Și evident acel rechin s-a rezolvat cu el. Dacă mă duc înapoi pe comportamentul alimentar, noi, refuzându-ne nouă sau copiilor noștri, lucrurile care ne plac, ajungem exact ca rechinul, da? Să ne mutăm în altă realitate biologică. Noi ne generăm asta pentru că nu ne-o dăm. Dacă v-ați spune eu acum că haideți să ne mutăm așa puțin pe mai puțin științific. Dacă eu, doamnelor, vă place de Brad Pitt? Păi mai și întrebați. Cât de tare v-ar place sau așa, după, să zicem că locuiți cu el zi de zi. Și vede și șusetele și... Cam cât v-ar mai place de el? Adică aproximativ așa. Dar hai să licităm. Un an? Cine dă doi? Nimeni nu. Doi ani, Brad Pitt? Nu?
Bun, deci nu mă place de vreme. Hai, e toți și trei, aici avem un bază, deci bărbații sunt mai îndrăzneți. Vreau să încerc ceva. Da. Aș vrea să te întreb, Diana, spune-te rog, spuneai că orice aliment ne dorim, este bine să-l mâncăm. Da. Dar dacă e vorba de copii și aceste alimente sunt ciudate, cum ar fi chipsuri și alte ciudățenii, sau am înțeles întrebarea. Exact. Okay. Bun. Nu, nici atâta. Îți răspund în slide-ul următor. Da. Da. Dacă vrem ciocolată, care mi se pune patat, da. La o oră după ce am mâncat, e bine să putem să facă 3 ore? Nu, e bine să putem să le facă foame de aici. Care poate se întâmple la 3 ore sau poate se întâmple la mai multe ore. Și hai să spun care este diferența între foamea adevărată și, pofta adevărată și pofta reală, falsă. Pofta adevărată apare de la mine, adică fără să văd pe cineva că mănâncă, fără să văd prăjitura, fără să o miros, fără să. Sunt prus direct și sau oricine care se gândește la orice altceva și brusc ar avea chef să mănânce lucrul ăla. Deci, brusc am nevoie de ciocolată. Da? E de la mine. E din interior. Aia e pofta adevărată. Doar că trebuie să aștept să-mi fie foame. Și de ce spun să aștept să vă fie foame? Că mâncarea să poate să intre în celula musculară și să nu mă îngrași. Că altfel intrați în celula adipoasă. Dar avem această nevoie de predicție. Da? Când o să mi se facă nouă foame? Deci, tot are cineva această nevoie? Bun. O să vă spun în două veste. Una bună, una proastă. Prima veste. E că eu personal nu știu când o să vă scadă glicemia. Nici azi, așa, nici în general. Nu știu de câte ori o să vă scadă glicemia și nici când. Dar, dacă o să vă ascultați corpul și măcar o săptămână, două, o să încercați să mâncați doar când vă este foame, o să descoperiți orarul propriu și personal fiecare al corpului dumneavoastră. Care poate să fie diferit de la unul la altul și poate să fie diferit de standard. Adică dimineața până seara și așa mai departe. Da. Am citit undeva și am întrebat la mine, e valabil, există o senzație de foame pe care o simți în zona cutului, care se pare că nu e valabil, e falsă, și una care o simt în stomac, care e cea... De care, da. Este asociată cu scăderea glicemiei. Asta e un semn ușor da. De a... Da. De a v-am spus că sunt grade de foame, 0, 1, 2, 0, nu simt nimic, 1 simt, dar este amânabil și 2, fie nu mai simt, fie devine foarte acut, mâncați pe foamea 1, aia amânabilă, pentru că aveți control. Pe foamea 2, deja ați intrat în niște mecanisme care, am făcut pușițele alea de la celula musculară se închid, și intrați în niște mecanisme care deja au început să vă îngrașe și deja au început să vă genereze nevoia de a mânca mai mult. Deci pierdeți control. Foamea de aici e scântă. Dacă ați reușit să o respectați, nu mai aveți nicio problemă. Dar ce trebuie să spunem, să mănânci puțin și des, care nu respectă nimic din ceea ce ai văzut. Da, puțin și des. Toate astea slăbesc acele persoane, să slăbesc din mușchi, ce vorbeai și în plăcea pe minunat. Da. Eu nu pot să slăbesc, imediat răzvan, eu nu pot să slăbesc dacă am mâncat când am insulină în sânge sau polipeptid Y sau polipeptid pancreatic. Nu se poate. Să vezi doar din moș. Maxim. Da, pot să mă deshidratez, pot să iau laxativi, pot să. Da? Deci dacă, și plus că v-am spus, dacă vă înfometați, metabolismul vă scade, pentru că există această chestie, mănânc puțin și des. Dar dacă e prea puțin? Cât de puțin? Pentru că eu n-am nicio treabă cu caloriile, sincer, n-am numărat, nu o să număr niciodată calorii, dar de ce? Pentru că, din foarte multe motive, printre care că noi ne hrănim cu ATP, nu cu calorii și că nimeni nu poate, Doamne iartă-mă, să spună, adică ATP-ul ăsta se face și se desface din funcție de nevoile organismului, nu se depune, nu nimic. Tot îngrășatul are legătură cu niște ușițe, care vi le-am spus, care sunt la celula musculară, care sunt în centru de foame, care se tot închid. Și când astea se închid, noi ne îngrășăm. Punct. Dacă eu mănânc prea puțin și acum mă întorc la calorii și singurul, mai e unul, dar e... Principalul motiv pentru care menționez cuvântul calorie e următorul, metabolismul bazat. Dacă mâncați sub el, nu ați dat de naiba ala lor. Deci nu o dat. Momentul în care ați mâncat mai puțin decât îi trebuie, organelor interne și creierului să supraviețuiască, hipocampul vostru o să vă țină minte rău. Dar, exact. Nu e mai depărut.
masă completă. Da. Care este proporția între proteine, carbo și... Egal. De ce? Pentru că nu există alimente complete. În principal, alimente pure, da? Deci există, fiecare aliment are și un pic de dela și un pic de dela și un pic de dela. Eu, într-adevăr, le consider că unele aduc ceva în funcție de ce conțin cel mai mult și ca eu să fiu sigură că aduc în organism absolut tot, aduc proporție egală. Da? Nu înseamnă, dacă mă mut acum pe 50%... De exemplu, o masă. Da, o masă. Haideți să vă dau o masă. Da. O masă de dimineață, una de prânz, una de seară. Dacă vi se face cu oameni dimineața, una și seara. Bun. Să fie gratuit. Gratuit este. Dimineața, dacă nu se face cu oameni dimineața, nu. Pentru asta am multe lucruri. Da. Dar o să vă subliniez niște lucruri la cei care au ținut diete foarte... Nu ai puțin. Gustările dereglează hormonii de sațietate intracraniale, adică dintre mese. Asta clar. Dacă mâncați fără senzație de foame, mâncarea nu poate să intre decât în țesutul adipos, din păcate. Da. Tot ce, eu nu recomand niște lucruri și nu recomand nimic, sincer. Am spus să vă faceți dieta voastră, doar că să încercați să țineți... Da, vă dau niște exemple. Masa de dimineață. Bun. Scrieți. Scrie toată lumea? Da. Bun. Masa de dimineață. Cereale cu, de care vă plac, cu, să zicem, niște fructe uscate și sare. Vă place? Da. Nu vă place. Da, alea dulci de copii cu ciocolată. Cum s-a? Bun. Yes. Ce? Asta, bun. Asta e urma. Urma. Omletă cu pâine integrală și cu ardei gras. E bun? Nu, asta e o dimineață, da. Liviu. Domnul a slăbit foarte mult și brusc a devenit nutriționist. Fără să știu. Fără să știu, da. Deci, iarăși vorbim de laptele nu ar fi bun. Eu sunt cel mai mare fan al laptelui. Și pot să vă spun că laptele, pentru persoanele care nu au intoleranță sau alergie la lactoză, este foarte bun și combinat cu cerealele este minunat. Pentru că vă duce în acea zonă în care masa aia o să vă țină mult și o să ajunge să slăbiți. Ok. Bun. Imediat, da. Că nu știu câte ceasul și mie să nu mă cer pe nenea ala de acolo. Ok. Deci stau prost cu timpul. O să continui cu exemplele, după care o să continui cu workshop-ul și când se termină în partea de discuție, cât ne mai lasă Dragoș și vă mai răspund individual. Deci masă de prânz. Să zicem o ciorbiță cu cărniță și cu o felie de pâine integrală sau ceva. Tot timpul eu compar porțiile cu palma dumneavoastră dreaptă. Pentru că cam atâta e stomacul fără alimente în el, da? Deci, aproximativ, dacă nu e el băgat pe aici. Și ideea ar fi să mâncați tot timpul cam aceeași cantitate ca să puteți să simțiți prima senzație aia de sațietate care vă dă stomacul. Da, stomacul ăsta e elastic, ca un balon așa, dar dacă îi dați tot timpul cam aceeași cantitate, o să vă dea mai repede și mai pregnant senzația aia de sațietate în timp ce mâncați. Mai ales dacă nu auziți. Da? Bun. O friturică cu o salată și cu un desert sau cu un pahar de vin, un sandwich, pur și simplu dacă nu aveți timp, poate să fie o brioșă cu un pahar de lapte, poate să fie, nu știu, am un lapsus acum, o lasagna, da, la care mai puneți o salată, poate să fie niște ardei umpluți, cu cărniță și cu orez și cu ardei și atât, da? Și eventual încă puțin. Dacă nu are foarte mult orez, puteți să mai puneți și un pic de pâine alături și cu smântânică foarte bună, 30% de aia adevărată. Și mâncare bună și sănătoasă care să vă placă peste 8, da? Nimic de grăsat, nimic anormal, dar să fie și... ce înseamnă proteine? Înseamnă carne, ouă, brânză, lapte, fasole mazăre, linte, humus, nuci, nu vreau să pronunț acest cuvânt, discutăm după aia de ce. Ce înseamnă, da, ce înseamnă glucide, orez, porumb, cartof, pâine, dulciuri, fructe
Și legumele, toate legumele care vă trec prin cap. Și luați câte una din fiecare și asta e o masă. Știu că tu vrei mai mult. Așa, masa de seară. Masa de seară de obicei luăm în familie și atunci ar fi bine să fie ceva super bun. Și atunci fiecare cu ce are super bun. Dar eu aș zice așa, de exemplu, un fel 2, o tocăniță cu pâinică sau un ostropel cu mămăliguță sau dacă, de fiecare dată când aveți alimente prăjite să fie obligatoriu fibre ca să vă blocheze absorpția intestinală de prostii. Și dacă vreți vin, de exemplu, vin cu crânză. Super tare sunt francezii, nu? Somon, da, da, da. Mai devreme când mâncam prăjiturile... Da, bine, hai, tu, repede, da. Lângă un fresh de grep sau de portocale? Da, tot trebuie să punem niște proteine lângă un fresh. Vă rog frumos, o să spun o chestie acum, ca un fel de așa de blasfemie pentru cei care mănâncă sănătos. Vă rog, din suflet, să nu beți mai mult de un fresh pe zi. Da. Insist. Pentru că e cariogen. Și dacă nu vreți să vă faceți abonament la stomatolog, s-ar putea să aveți... Din câte fructe vrei tu, dar să fie un pahar. Conține fructoză. Și despre fructoză vorbim până ne dă afară Dragoș. Haideți să terminăm workshop-ul ăsta. Deci, spuneam să vă faceți voi singur dieta voastră, nu mai ridic. Să vă faceți voi singur dieta voastră, da? Bazat pe verica slabă, din ce nu vă iese? Pentru că unul poate nu iese cu ciocolata, unul poate nu iese cu fast food-ul, unul poate nu iese cu shawarma de la Tristor, poate că are o problemă când e plictisit, poate că are o problemă când se ceartă cu soțul sau nu știu ce. Vedeți ce nu vă iese. Câteva lucruri. Care-i veriga aia? Pentru că fiecare are un pattern de îngrășat. Nu ne îngrășăm toți la fel. Determinați care sunt factorii care vă fac să mâncați când nu vă este foame. Asta este cel mai important lucru când mă apuc eu să slăbesc. Dacă nu mă apuc să fac lucrul ăsta, atunci n-am niciun pic de control. Da. Eu de obicei vorbesc foarte mult. Și am vrut să fac o oră workshop-ul ăsta, dar nu mi-a ieșit. Nu mi-a ieșit niciodată, da? Ok. Și acum o să termin. În 5 minute termin. Bun, ce înseamnă 5 minute termin? Vă rog din suflet, fără vorbe goale. Treia regulă când vine vorba să slăbie, fără vorbe goale. De ce? Pentru că noi descoperim brusc, a spus la acest workshop și ați auzit o chestie foarte tare, hai să-ți spun și ție. Hai să spun și ție, hai să spun și ție, dacă slăbesc eu, o să fiu minunat, vezi că este foarte fericit. Da, bun. Și se duce și se apucă și vorbește cu lumea și zice, uite, să-ți spun cum e cu foame, cu sațietate, totul e în regulă și mă apuc și slăbim și nu știu ce. Doar că, există trei doar că. Primul doar că. Fiecare e diferit. Al doilea doar că. Fiecare are propriul istoric dietetic. Poate s-a înfometat, poate n-a ținut niciodată dietă, poate nu-i plac alte alimente, poate, poate, poate. Dacă o să dau copy-paste pe el, e ca și cum aș da copy-paste pe mine. La fel de nociv. Și al treilea doar că este că faptul că știți un lucru nu înseamnă că o să și-l faceți. Și decât să vă apucați să vorbiți de el înainte să-l faceți, mai bine îl faceți întâi. Ca ceilalți să vadă. Și să vină ei. Și să întrebe. Și atunci să le spuneți. Trebuie să te asculți corpul. Și să practicați. Iar și iar și iar și iar până vezi. Imediat. Îți spun particular. Ți-am spus că ne dă afară acum, imediat. Deci, apucați-vă și descoperiți care sunt verigile voastre slabe când vine vorba de mâncat fără senzație de foame. Și dacă în cazul dumneavoastră veriga slabă este că eu vreau să mănânc nu știu ce când nu mi-e foame, mă apuc și aplic lucrul ăla. Mănânc când mi-e foame. Și după aceea sunt foarte atent. Ce se întâmplă în următoarele zile, următoarele mese? Nu mai vreau. Nu mai vreau o dată. Nu mai vreau. Nu mai vreau o dată. Și văd. Aici nu este în sală, dar am avut o domnișoară care a mâncat două săptămâni pizza. Și vă spun că nu știu dacă ai mâncat vreodată după aia în viața ei. Deci, încercați să verificați care este verica, verica slabă și de ce. Acum o să vă spun o poveste foarte tare. Asta a cu Ulise, a lui Homer, soțul lui Penelope, care a câștigat războiul cu Troia, cu calul. El era ăla care a descoperit, a gândit această idee genială cu calul. Și toată lumea știe de Ulise? Da, toată lumea. Nu-mi pomeni cum se aplicați mâna, Drago știe de Ulise. Așa, bun. Și ce-a făcut băiatul ăsta este așa, că după ce el era
gelit acasă. Și după ce a plecat el de a câștiga Petronia, a s-a dus și la casă. Și în drum spre casă a avut o grămadă de peripeții, printre care, la un moment dat, au rămas fără mâncare pe acea navă unde erau ei. Nu știau ei de grelină, de leptină, dar ei au rămas fără mâncare și au oprit la o insulă să ia și ceva de mâncare de acolo, de pe insula aia. Și în momentul în care s-a oprit, acolo pe insula aia, el a trimis echipajul, că el era doar șef, doar nu se ducă el să-și caute mâncare, el a trimis echipajul, că și nu s-a mai întors echipajul. Și a aflat de la niște localnici că acolo pe insula aia era o vrăjitoare. Și vezi că ți-a transformat echipajul porcii. Nasol moment. Și se duce, este ok, trebuie să vorbesc cu ea personal. Doar că foarte impresionat de talentele lui de războinic, Ares, zeul războiului, a venit să stai, stai, nu se duce la vrăjitoare așa, ia o floare aici. Și a dat o floare. Și floarea aia era magică. Și când a vrut vrăjitoarea să-l facă și pe el porc, n-a putut că avea floricii ca mă mână. Bun. Și foarte impresionat a fost de cum, ce-i cu floarea? Spune și mie care-i treaba cu floarea, cu asta. Deci ești primul care n-a reușit să transformă un porc, da? Deci cum ai făcut? Stai, a spus că am câștigat Troia, Ares, dar la mine era floare, nu știu, foarte tare. Păi stai să spun că atunci înainte să vii la mine ai fost la Ciclop, care Ciclop era băiatul Neptun și Neptun s-a supărat și ți-a făcut ție niște chestii acolo pe mare și o să vezi că mai departe o să dai de niște probleme. Care sunt problemele? Păi sirenele. Au, și ce fac eu cu sirenele astea? Păi cu sirenele astea ai grijă că o să vrea să mă arate așa frumos, adică arată într-un fel. Și să știi și tu că arată într-un fel și să te pregătești că arată într-un fel, da? Deci, bun. Și ăsta stă, s-a gândit, s-a dus el pe mare, a avut așa o cină cea de taină cu echipajul, voi ce faceți? Deci vin astea, deci e clar, Neptun ne-a pus gând rău, ce faceți? Și el spune, zice, păi, te legăm. Te legăm de catar, dar cum n-a? Ce o să faci? Dacă ești legat, din eu. Și l-a legat. Doar că n-aveau suficient de catarge pentru toți și pe aia care mi-au legat, adică toți echipajul, au fost măcinat, ca să zic așa, cu dințișori mititei, de către sirene. Bun, și domnul legat a ajuns frumos în Itaca și a refăcut și a reluat relația cu Penelopa și povestea s-a terminat. Care este scopul acestei povești? Găsiți-vă catar. Pentru că problema sau întrebarea nu e dacă o să vi se facă poftă de alimentele preferate. Și când vi se va face, ce veți face? Mulțumesc! Așa, o întoarcere către sine. Mi s-a părut că a fost foarte important îndemnul să te asculți pe tine când îți e foame, când ai săturat două lucruri atât de simple. Să-ți asculți chemarea către ce-ți place să mănânci și mai mult decât atât cu niște rezultate extraordinare, să fim toți slabi și drăguți. Bună seara! Vrem să-i mulțumim Dianei foarte mult pentru invitație, pentru participarea la acest workshop, la cât mai multe astfel de momente frumoase în viața noastră, momente care sunt bazate pe argumente științifice. Cred că asta este foarte important, mai ales pentru cei sceptici în domeniul ăsta, gurmanzii acceptă mai greu ideea de dietă. Mi-a plăcut foarte mult faptul că nu a venit să impună o anumită dietă. Practic, mesajul a fost clar. Alegeți-vă dieta, alegeți-vă echilibru în această dietă și mâncați doar dacă vă este foame. Diana este o tipă pozitivă, emană multă energie pozitivă și uitându-mă la ea, am avut convingerea clară că se poate. Deci, în momentul în care ne-a spus că putem mânca și puțină pizza, și ciocolată, și un tort, și deja pleci cu un feedback și nu este acea restricție, nu mânca aia, nu mânca tort, nu mânca prăjitură. Diana e grozavă. Un om foarte pregătit, Diana, care știe foarte bine ce vorbește. Inițial mi-a demolat toate teoriile pe care le cunoșteam eu despre nutriție. Trebuie să-ți recunosc că asta a fost prima mea chestie. Da, despre tot ce știam eu despre slăbire a început să pice așa, una câte una, dar totul foarte bine argumentat cu
studiile respective ale cercetătorilor pe care i-a adus în discuție. Un workshop minunat. Mi-a plăcut foarte mult. Am ajuns întâmplător aici, sunt foarte fericită că am ajuns, m-am bucurat de moment, o felicit din tot sufletul și la cât mai multe lucruri și să dea Dumnezeu să-și găsească și în mine un ecou această seară. Păi a fost incredibil, pot spune și pentru că practic deja ce mi-a spus Diana dinainte de sărbători, deci a fost o ocazie bună și extraordinar de bine să nu mai fie nevoie să ții dietă, să mănânci tot ce vrei la orice masă și efectele sunt foarte bune pentru mine, adică nu, cântarul scade un pic, nu crește. Deci să înțeleg că ești una dintre persoanele acelea care a ieșit din sărbători fericită cu kilograme în minus, nu în plus. Exact, exact și mă gândesc și la o viață întreagă de să mănânc tot ce vreau eu. Deci e incredibil de bine ce spune Diana și îmi place tare mult și după niște zeci de ani de chin pot spune că am mâncat ciocolată, este foarte bine și nu se vede pe cântar. Îmi place foarte mult de Diana și mi se pare informațiile și felul în care le spune mi se par foarte utile pentru a duce o viață foarte liniștită din punct de vedere al alimentației. Și în plus eu sunt de acord cu ea, în sensul că eu așa mănânc de când mai știu și eu nu fac diete, mănânc cât vreau, la ce oră vreau și pot să mă bucur de o viață destul de sănătoasă, pentru că nu lipsește nimic, nu mă îngraș foarte tare, nu slăbesc foarte tare, sunt foarte fericită și mă bucur că Diana poate să le spună mai multor persoane că este bine să fie așa și că fiecare poate să fie foarte sănătos și foarte bucuros în corpul său, fără mare efort. Liviu este acțiunea sau cuvântul pus în practică a tot ceea ce a spus Diana. A început să lucreze cu Diana, rezultatele se văd, credeți-mă, eu îl știu pe Liviu de mai mult de un an de zile, au fost măsurabile. 20 de kg. 20 de kg, uite. 20, da. 20 de kg, dar... Nu țin dietă. Mănânc când vreau, mănânc ce vreau, slăbesc de plăcere, mănânc ce îmi place foarte mult. Și paradoxal, mă simt foarte bine, adică urc scările mult mai ușor, sunt foarte fresh. Ultima oară când am fost la Diana zilele trecute, m-a lăudat că am o masă musculară de invidiat, am slăbit grăsime, bine, sunt termeni tehnici care habar nu-i care știu bine. Gen grăsime viscerală, chestia de genul ăsta așa mai complicată puțin. Am dat jos din acel strat de grăsime viscerală, cum se cheamă el, și per ansamblu am de ce să-i mulțumesc Dianei de aici înainte o viață întreagă că mi-a schimbat stilul de a trăi, de a face ce fac eu acum.